Știm cu toții că plantele sunt creaturi vii, dar nu mulți pot să-și imagineze cât de vii sunt unele dintre ele. Pot să acționeze foarte hotărât, ceea ce se manifestă în cea mai adevărată vânătoare de animale și insecte. Unele plante prind animalele în capcanele lor puternice, altele lipesc de ele zeci de insecte deodată, iar unele sunt capabile să mănânce chiar și păsări întregi. La asta merită să aruncați o privire! În episodul de azi o să vă povestesc despre cele mai periculoase plante care mănâncă animale și insecte. Să începem! Capcana lui Venus. Prima plantă din acest episod vorbește cu tot aspectul său că reprezintă un pericol mare. Chiar și arată ca o gură de fiară prădătoare, totul din cauza că este chiar o plantă carnivoră. Dintr-o tulpină scurtă cresc câteva frunze, la vârf se află niște capcane speciale. Suprafața interioară, care e de culoare roșiatică, este baza capcanei. Când în această zonă roșie nimerește o insectă, provoacă mai mulți peri sensibili. Simțind asta, capcana lui Venus se închide rapid, uneori chiar într-o fracțiune de secundă. Asta face capcana lui Venus nu doar una dintre cele mai periculoase, dar și cele mai rapide plante din lume. E interesant și faptul că e o plantă foarte deșteaptă, care poate diferenția stimulii neînsuflețiți de cei vii. De obicei, victime devin insectele destul de mari, de exemplu muștele. Uneori însă poate mânca și ceva mai mare, un melc de exemplu. Există informații că unele plante pot prinde în capcana lor pui de maimuță, dar poate e doar o exagerare. Dar cine știe? Poate undeva în lumea asta există câteva capcane de-a lui Venus care mănâncă maimuțe sau chiar și ceva mai mare. Nepenthes. Pofta următoarei plante este și mai mare, literalmente, fiindcă poate mânca nu doar insecte, ci și mamifere mici, șobolani și șoareci, plus păsări. Totuși, felul preferat de mâncare este insecta. Nu e greu să-ți dai seama care e capcana. Iată, acest ulcior e arma principală. În partea de sus, planta este colorată viu în roșu. După cum vedeți, capcana e destul de mare, deci nu e straniu că pasărea sau șoarecele pot să ajungă acolo. Sunt ademeniți de mirosul dinăuntru. Când ajung în ulcior, e bilet fără întoarcere. Pe pereții netezi e greu să urci înapoi și atunci planta începe să acționeze. În ulciorul său se găsesc acizi organici și enzime digestive, care digeră victima, suficient de nemilos pentru o plantă atât de simpatică. Altă plantă carnivoră este roata de apă. Arată destul de simpatic, dar nu trebuie să vă lăsați înșelați de aspectul ei. Este o plantă fără rădăcină, carnivoră. Se găsește în Europa, Asia, Africa și Australia. Având în vedere că trăiește în lacuri, vânează locuitorii lacului. De obicei, victime devin mici nevertebrate. Capcana constă din două părți care se închid. Orificiile acesteia sunt îndreptate spre exterior, acoperite de peri, ceea ce permite capcanei să se închidă în jurul oricărei prăzi care se află în apropiere. Capcana se închide instantaneu, uneori nici nu se observă cu ochiul liber, e nevoie de slow motion. În acest sens, este chiar mai rapidă decât capcana lui Venus. Ce ține de victime, nu pot evada. Foaie grasă. Seamănă cu cea mai obișnuită plantă. Sigur ați fi trecut pe lângă ea fără să o observați. Și în zadar, ați fi ratat să urmăriți o vânătoare neobișnuită în lumea animalelor și a plantelor. Are o capcană simplă pentru vânătoare. Are niște frunze glandulare, lipicioase, acoperite cu o secreție mucoasă specială care atrag atenția nu celor mai deștepte insecte. Ele zboară la mirosul îmbietor. Se lipesc mortal de plantă și nu mai pot scăpa. Acum planta începe să pună în acțiune planul său. Elimină enzime suplimentare care digeră victima. Pentru insecte este mai mult decât de ajuns. Dacă a fost vizitată însă de o creatură mai mare, planta începe să-și răsucească ușor frunzele, nepermițând victimei să se elibereze. Roua cerului. Această plantă poate fi întâlnită pe toate continentele în afară de Antarctida. Crește în mlaștini, nisipuri, munți și păduri, aproape pe orice tip de sol. Nu e o noutate chiar bună pentru insecte. Nu prea unde să se ascundă de ea. Pentru noi oamenii, planta arată cam înfiorător, dar pentru insecte, din contra, e atrăgătoare.
Partea de sus și marginile sunt acoperite cu peri cu picături de lichid care seamănă cu roua. De aici și numele ei. Insectele zboară către acest lichid, dar ea le prinde în mișcare. Prinde victima și o ține strâns. Îndată ce aceasta a nimerit în capcană, începe să fie digerată. Darlingtonia californica. Nu vă amintește de nimic? Uitați-vă mai atent. Personal pentru mine seamănă cu un șarpe gata de atac. Cu siguranță mulți dintre voi au observat așa asemănare. Nu degeaba mai are și alt nume, planta cobră. După cum se poate înțelege din denumire, crește în California, dar poate fi întâlnită și în Oregon. În general, e o plantă care crește în mlaștini și izvoare cu apă rece curgătoare. Frunzele au o formă bulboasă și formează o cavitate cu un orificiu aflat sub o structură umflată și două frunze ascuțite care atârnă ca niște colți. Spre deosebire de alte plante carnivore, nu folosește frunzele ca capcane, ci lumina. Îndată ce insecta nimerește înăuntru, este confuză de lumina care trece prin plantă. Ca urmare, se îndreaptă spre niște peri înguști care cresc înăuntru. Pot să urmeze perii până la capăt, unde dau de organele de digestie. Ca în cazul cu Nepenthes, nu se mai întorc înapoi. Saracenia. Seamănă cu Nepenthes după modul de vânătoare. Ele chiar arată la fel. Planta emană un nectar aromat care atrage insectele în capcană. Mai sunt atrase și de culoarea plantei. Astfel se adună grămezi. Apoi urmează versiunea clasică de vânătoare a unei plante carnivore. Insectele alunecă în jos până la fund. Nu mai pot ieși la suprafață. Pereții sunt prea netezi, mai ales că în acel moment planta pornește procesele de digestie. Saracenia mănâncă insectele și primește cantitatea necesară de nitrogen, calciu, magneziu și alți nutrienți. Biblis. Sunt niște arbuși până la jumătate de metru înălțime, cu frunze conice acoperite cu niște peri și glande. Pentru picăturile de lichid care le căresc în soare, Biblis australiană este des numită și planta curcubeu. Arată chiar foarte drăguț, doar că după acest aspect se ascunde un adevărat carnivor. Suprafața frunzelor este acoperită cu peri glandulari, care elimină un lichid lipicios, capcana ideală pentru insectele mici. Ele se așează pe frunzele plantei și nu mai pot scăpa. Atunci se și pornesc procesele de digestie. Poate prinde și mânca niște creaturi relativ mici, cum ar fi melci, broaște și chiar șopârle. Drosophyllum lusitanicum. Ca și capcana lui Venus, s-a adaptat cu măiestrie la prinderea insectelor. Dar face asta un pic diferit. Nu are niște capcane rapide, dar marginile și vârful plantei sunt presărate cu niște picături lipicioase. Când musca sau altă insectă se așează pe frunză, se lipește de ea. Începe să emane niște substanțe digestive care digeră musca treptat. În așa mod, această plantă poate mânca pe zi zeci de insecte. Prieteni, scrieți-ne în comentarii ce ați învățat nou din episodul de astăzi și care plantă v-a impresionat cel mai tare. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!